Conducerea de spitale din România declară că au nevoie de clarificări legislative referitoare la cazurile care trebuie tratate în unitățile și centrele de primiri urgențe. Scandalurile de la aceste centre intervin doar în cazul perioadelor aglomerate, când lumea este nevoită să aștepte un timp mai îndelungat. Dacă va fi scandal, să spunem așa, atunci când este foarte aglomerat. În perioada în care NCPU nu este aglomerat și pacienții sunt văzuți conform timpilor de așteptare, nu sunt nemulțumiri. Aici depinde de cât de aglomerat, cât se îmbolnăvesc în ziua respectivă sau câte traumatisme, câte accidente rutiere, câte... Nu ține de noi. Noi suntem acolo zi de zi, 24 din 24, ne facem datoria. Edilul, șef al municipiului, recunoaște faptul că se lucrează cu o legislație insuficient de clară. Nu există o legislație foarte clară care să categorisească bolile pentru care trebuie să acorzi asistență în centru de primiri urgențe sau care să te determine să te adresezi unui centru de permanență. Cred eu că din punct de vedere legislativ, dumneavoastră aveți dreptate, aici trebuie lucrat. Vom încerca să discutăm și cu reprezentanții Parlamentului, astfel încât să modificăm și această legislație. Managerul Spitalului de Urgență spune că, de regulă, pentru a fi evitat scandalul, orice pacient care se prezintă în urgență este consultat și, în funcție de diagnostic, este internat la Roman, trimis la medicul de familie sau în altă unitate spitalicească. Ei trebuie să-l vadă. Sunt obligați să-i vadă pe toți. După care, în funcție de ce prezintă fiecare, dacă a venit pentru o injecție, să spunem, normal, dacă este foarte aglomerat, poate să-i spună, vă puteți adresa centrului de permanență sau medicului de familie, dacă este aglomerat. Dacă nu este aglomerat, aici este la latitudinea domnilor doctori. Dar tocmai pentru a evita scandalul, de obicei văd tot. Scandalurile apar doar în perioadele în care este foarte aglomerat la centrul de primiri urgențe și pacienții își pierd răbdarea. Consultă, deci să spună, este acel examen clinic, exact, da? După ce faci examenul clinic, îți dai un diagnostic și în funcție de diagnostic poate să spună, este de centru de permanență sau nu. Da? La noi, tot ce s-a prezentat în CPU, medicii au văzut. Deci nu au trimis la centrele de permanență, tocmai pentru a evita aceste neplăceri, discuții, scandaluri. Dar, pe de altă parte, se și întreține o chestiune de genul acesta. Se întreține, dar dacă de la nivel central nu spun exact, nu iese în presă să spună dumnealor, domnule, pentru diagnosticele astea, prezentați-vă acolo și nu trimite către spitale să spună, domnule, diagnosticul ăsta nu-l vedeți. Deci noi nu ne putem asuma să trimitem pacienții în altă parte, netratați sau nediagnosticați, tocmai pentru a evita scandalul. Conducerea spitalului face din nou apel la presă, prin intermediul căreia speră să poată conștientiza populația despre faptul că la urgențe nu trebuie să se prezinte decât cazurile cu adevărat grave. Primarul municipiului, Lucian Micu, a promis că se va organiza cât de curând o nouă întâlnire cu parlamentarii pentru a se încerca și modificarea legislației în domeniul urgențelor.